seara, oameni frumoși, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Se spune că trebuie să ne urmăm în viață pasiunea ca și cum ar fi ultimul autobuz al serii. Mario Grosu asta a făcut încă de la început până în momentul în care a ajuns acum. Și a urmat pasiunea în delete. Mario Grosu este producător, organizator și coregraf. Mai multe însă ne va spune el, tocmai de aceea l-am invitat în emisiune. Data trecută am avut onoarea de a fi prezenți la Teatrul Național din Cluj-Napoca, la reprezentația Patio de Tango, iar astăzi l-am invitat în studioul TV Cluj-EM ca să-l cunoaștem mai bine. Este prima persoană din Cluj-Napoca care are un atelier de dans pentru toate gusturile. Așa că este un lucru foarte impresionant ce face el aici. Bine ai venit, Mario! Bine te-am găsit, Patricia! Ai ajuns foarte bine! Da, mulțumesc! Asta se datorează faptului că cei de la Men's Club mi-au creat acest costum. Frumos! Îmi place stilul meu cu buton, așa. Da, uite, deci pot recomanda și poți merge la ei să-ți ia... De la Men's Club. Men's Club. O să merg și eu și fac costume. Fac costume la comandă, îți iau măsurile, o să fii size. Da, și cine e acolo, șef? Raul, dar sunt o echipă acolo, sunt ca o familie, da. Cu siguranță vei face treabă bună cu ei, dacă îți place și... Ți-am făcut o impresie bună, înseamnă că mai trebuie să colaborezi cu ei. Da, Mario, ești pe scena teatrului de atâta și atâta timp. Ai fost balerin, ai fost coregraf, ai fost producător de program, da? La Coralul Albastru, ai lucrat în ciclu. Dar de unde știi tu? Da, nu-ți spun acum, am și eu spiritul și mei. Plavicoral se numește. Da, Plavicoral, n-am vrut să-l pronunț. Asta în Herceg Nove, da? În Munte Negru, am ființat mulți ani în urmă. Cum? De unde? Da, iată, uite, te-am căutat cu mine și iată că îți sturnezi niște amintiri. Am dat niște copii acolo, în Herceg Novi, în Munte Negru, dar în regiunea, în orașul Herceg Novi. Cu foarte mulți copii, am lucrat, am predat dans acolo și ei s-au îndrăgostit de mine. A fost o istorie extraordinar de frumoasă. Nu puteam să-l pot să-ți spun. Dar cum să nu? Trebuia să plec în alt contract și copiii de acolo m-au rugat să rămân. Și eu am zis că le-am zis copilul, dar eu plec, dar ce mănânc aici? Sau unde stau? Și a doua zi au venit, am primit 350 de sandwich-uri să am că stau acolo. Te-am adoptat. Ai fost adoptat. Eu am pus o geantă de sandwich-uri. Zic, ce? Zic, să ai ce să mănânci în seara asta? Zic, da, copii, dar... Și aici au o căsuță, ține o familie plecase în muncă în Germania sau așa ceva. Mi-a făcut roșu de o căsuță extraordinar de frumoasă, chiar la malul Mării, la Adriatica. Și am văzut așa, că așa copiii ăștia mă iubesc, dar am rămas o perioadă bună acolo și am înființat Plavicoral, Coralul Albastru. Super a fost, o perioadă extraordinară. Cât timp ai stat acolo? Am stat câteva luni bune acolo, după ce terminasem de lucrat în Teatrul Tea din Belgrad. Am lucrat în Teatrul Tea în Belgrad, o perioadă bună, după care vara am fost detașat cu trupa, sau mai bine zis, trebuia să facem un program pe malul Mării, acolo, în Herceg Nove, și trebuia să stau două luni și am stat câteva luni bune. Și spune-mi cum de ai convins să te lase să pleci. Cum mi-am convins eu? Da. Dar nu trebuie să-i convinc că trebuia, nu pot să rămâne mult într-un loc, pentru că eram așteptat pe altă scenă din Grecia, să acum mai trebuie, sunt foarte mulți ani de atunci, din anii 92-93. Da, ai fost mai trebuit în Cipru și Grecia și mai apoi în Belgrad. Câți ani au trebuit? 20 și... Foarte mulți. Da, mai bine nu te gândi. Am înțeles. Deci asta știi cu Coralul Albastru? Da, felicitări. Bineînțeles. Ok. N-am uitat, amintirile plăcute nu le uit niciodată, nici pe cele care mi-au adus un plus de negativitate sau un plus de... Ajungem și la partea da, un pic. Tot ce e bun rămâne în memoria mea de artist. Mario Dens Atelier, se știe că este singurul atelier privat și produce spectacole de dans imediat, Mario, muzică și actorie,
pentru toate gusturile și categoriile de vârstă. Asta chiar din 2011, când aici la Cluj-Napoca a fost inaugurat acest atelier, da? De dans. Da, 9 aprilie 2011. Da, perfect. Acum spune ce ai vrut să spun. Pentru că e un atelier de creație, l-am numit Mario Dance Atelier, asta e profesia mea de dansator, de coregraf. După care am început să completez și am zis să fie complet, un studio complet, un studio de creație complet, și avem și secția de teatru, secția de teatru și secția de dans. Da. Și le-am combinat împreună cu niște oameni foarte capabili. Lucrez, am lucrat. Competenți și cu dedicare, cu siguranță. Da, oameni dedicați și au pasiune pentru a realiza ceva frumos, pentru viața culturală din Cluj, în special. Da, săptămâna trecută am fost la tine la Patio de Tango și ne-a făcut o foarte mare plăcere. Spune-mi, eu vreau să aflu un feedback de la tine personal. Cum a fost acest eveniment? Eu știu cum fac. Da. Evenimentul cred că a fost foarte bun, am avut, ca de fiecare dată, sala a fost plină. Jucăm de 5-6 ani la Peștana Teatrului Național și am reușit tot timpul să avem sălile pline. Cei care vin la spectacolul nostru de la Mare Dans Atelier știu exact care este atmosfera acolo și se simte extraordinar de bine. Un aspect important, pentru că un aspect pozitiv e că prietenii noștri, deja foarte mulți, sute, mii de prieteni care vin să vadă spectacole, nu realizează când trece timpul și mai vor. Am avut, de multe ori au rămas în sală și cereau bisuri, dar nu plecau din sală, că nu realizau când se termină spectacolul. Un spectacol de-al nostru ține o oră, ori 20 minute, o oră și jumătate. Ce am apreciat foarte mult, Mario, m-am uitat la ceas, a început fix la ora la care scria pe afișul oficial și s-a încheiat exact la ora la care scria. Deci asta este de apreciat și a trebuit cu toții să învățăm. S-a încheiat exact la ora? Da, m-am uitat și am zis, da, gata de așa. Și da, era gata. Și cum s-a făcut? A trecut timpul rapid. Foarte, foarte repede și era indicată acolo. Te întreb pe tine, ai fost... Ok, ai venit să faci un material foarte bun sau depinde cum apreciază lumea, dar timpul a trecut așa rapid că nici n-ai simțit, nu? Da, pentru că ne-ai captat atenția încă de la început și am fost implicați în tango-ul acela la care cu siguranță mulți ar fi vrut să ia parte acolo pe scenă, pentru că nu puteai să stai acolo pe scaun, era prea bine. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Mă bucur, pentru că deja m-ai întrebat să-ți dau un feedback, pentru că nu știu, nici nu am timp, că imediat ne-au... Adică ți-a ieșit așa cum ai vrut? Nu, niciodată nu-s mulțumit de cum e. Nu-s mulțumit. Vreau din ce în ce mai bun, mai calitativ să iasă spectacolul și nu cred că a fost vreodată un eveniment să fiu mulțumit. Spun cu siguranță autosuficiența nu te caracterizează, deci asta e clar. Știu că arăt foarte rău pe scenă, știu că nu dau bine și știu că trebuie să mai completez și m-am de învățat și rămân de învățat. Cei care, uite, le dau satisfacție celor care știu că eu nu arăt bine pe scenă și ceilalți care sunt foarte, am foarte mulți prieteni, spun că sunt extraordinari, dar eu nu-i cred. Eu cred pe cei care nu le plac evenimentele mele. Pe ei, cred. Da, spune-mi ce sentiment. Asta e un principiu, sau, nu un principiu, greșit spus. Asta, de când realizez spectacole și de când dansez, tot timpul n-am fost mulțumit de felul cum arăt, de felul cum fac spectacole. Da, și tot timpul îmi reproșez și mă consum foarte tare că uit anumite detalii. Cum ar trebui să le fac și nu-i complet și... Important este că nu ai uitat să vii astăzi la Diversity cu Patricia Mario. Cum să nu, dar mie îmi place, îmi face mare plăcere prezența ta. Mulțumesc. Și emisiunea va avea succes și să continui, pentru că tu ești o persoană foarte agreabilă. Și nu l-am plătit, să știi. Văd că și am observat, de când ai început emisiunea, că ești foarte informată despre ce am făcut eu și cred că așa se întâmplă și cu toți invitații de te informe. Sunt situații când merg undeva și
Acum întreabă pe mine, eu nu sunt informați oameni. Am avut conferință de presă undeva. Tocmai de asta mai eu iubim diversitatea, pentru că unii sunt pregătiți, alții nu, unii o fac într-un fel, noi o facem în altul, deci... Nu, te felicit da. Pentru că mi-a adus aminte, mi-ai creat o stare bună, mi-a adus aminte de plavicura de... Am lucrat pentru copii și îmi place foarte mult să lucrez cu copii, sunt foarte receptiv și am mult de învățat de la ei tot timpul. Și introducerea mea cu, ți-am spus, uite, ca să mi-a dat o stare foarte bună. Să te mențin așa în trecut. Spune-mi ce emoție ți-a pictat sufletul când ai pășit prima oară pe scenă. Nici n-am simțit tremura, n-am auzit muzica, iar se întâmpla la Teatrul Nae Leonard, exact acum 31 de ani. Și nu am auzit, era orchestra în fosă, era un spectacol, țin minte spectacolul, Suzana, spectacol de operetă, pentru că am jucat la spectacol de operetă, atât cât am putut eu să fac la vârsta respectivă, neavând mare experiență de scenă, am intrat, mi-au luat pe scenă două colegi dragi și mă țineau efectiv, mă țineau de dreapta și stângea pentru că tremurau picioarele, nu auzeam muzica, nu știu ce s-a întâmplat. Am văzut o mare masă de oameni în față, niște reflectoare și eram fascinat de tot ce e acolo și nu am auzit nimic. Starea mea de atunci a fost extraordinară, o adrenalină maximă cum n-am simțit niciodată. Și mi-am plăcut căldura. Ai mai simțit-o mai apoi, pe parcurs, tot timpul mai simțit-o, căldura, dar cu aceeași intensitate. O căldură inexplicabilă când intru în scenă sau când fac ceva, un spectacol sau un dans, orice fac legat de arta dansului sau... mă inundă o căldură plăcută și nu mai pot să scap de ea. Și asta cred că toți artiștii pățesc lucrul ăsta și m-aș bucura sau și de la ceilalți că simt același lucru, emoții. Emoții și se creează un flux, reflux între spectator și cel care pe scenă. Cel care pe scenă, artistul transmite, datoria lui să transmită emoții și le transmite atât cât poate sau... Acțiune și reacție. Sunt care nu transmit emoții, dar spectacolul cade, nu mai e bun, dar sunt artiști care, din momentul când am apărut pășit pe scenă, pentru că așa sunt născuți cu o aură extraordinară, să transmită emoții spectatorului. Chiar dacă nu spun un cuvânt, chiar dacă nu fac nimic, ei transmit. Cred că tocmai în asta constă secretul, nu? Secretul, nu cred că e niciun secret. Da, e și asta un secret, dar vreau să spun că cei care transmit asemenea emoții sunt născuți pentru scenă și trebuie să rămână cât mai mult pe scenă, adică cel din sală, spectatorul, pleacă cu niște sentimente extraordinare. Mario, ești producător, organizator de spectacole și coregraf. Spune-mi care este cel mai fain și satisfăcător aspect al faptului că ești coregraf. Cel mai satisfăcător moment al faptului că sunt coregraf? Da. Când am, și cred că toți coregrafii pot spune lucrul ăsta, când ai cu cine lucra și când ai dansatori foarte talentați și pot asimila pașii din prima mișcare. Pot asimila coregrafii. Oamenii, lumea dansatorilor este foarte complexă și cred așa că te poți mișca pe muzică sau poți dansa pe muzică. Ca să dansezi pe muzică și să respecti timpul și să respecti o coreografie și să asimilezi tot, e foarte greu. O spui din cauza faptului că există atât de multe tipuri de dansuri? Nu, o spun din punctul de vedere al coreografului, că sunt foarte multe tipuri de dansuri pe care le numesc în general dans. Dar satisfacția cea mai mare un coregraf când are cu cine lucra și are oameni foarte inteligenți și ei pot asimila pașii chiar din prima și au pe românește, cum zice, o ținere de minte super, o memorie de elefant, să duc un spectacol cap-coadă, fără întrerupe de memorie, fără greșeli,
Bineînțeles că fiecare, mai ai și un dansator foarte talentat sau o trupă foarte talentată care dau o culoare mișcării și atunci totul se completează între coreograf și dansatori. Și îți creează spectacolul complet. Ce înseamnă succes? Nu știu. Nu știu. De ce spun că nu știu? Păi, pentru că ca să-ți permiți să spui că nu știu în spate, bagaj mare. Ai gustat succesul, Mario, sau nu? Adică... Dacă încă mai fac profesia asta, înseamnă că totuși facem lucruri bune. Totuși dacă... Asta cu succesul, că muncesc prea mult și n-am timp să văd prea multe reacții, nu știu ce se întâmplă cu succesul ăsta, dar văd că sărurile sunt pline de fiecare dată și asta m-am bucurat, asta înseamnă că e un succes. Când nu ai oameni în sală și nimeni nu te iubește, înseamnă că nu ai succes sau nu știu. Sau depinde și de ce, de persoana respectivă care trăiește momentul respectiv, care creează ceva, să, cum să se facă iubită, cum să se comporte cu oamenii, și atunci devine iubit. Indiferent că poți fi super frumos, poți fi super expresiv, deci, poți atitudinea diferite postaze, atitudinea contează astea și să transmiți emoții oamenilor, emoții bune. Caut ca în toate show-urile mele, le spun show-uri, pentru că eu știu show ce fac, să iau aspecte pozitive din viață. Adică ești o bombă de energie, să zicem așa, pozitivă, da? Pozitivă și le-am spus și regizorul care lucrez și echipă întreagă și dramaturgă. Dați-mi, vreau să facem lucrări în care să scoatem în evidență lucruri bune. Sunt lucruri bune, lucruri pozitive, lucruri care se facă pe oameni fericit. Și un model de show extraordinar pe care le apreciez foarte mult sunt cele de la Cirque du Soleil, în care acolo, de acolo învăț și avem toți artiștii de învățat cum să scoți în față alegria. Deja este un spectacol. Dar se zice că este bine să ștorci tot ceea ce poți dintr-o lămâie. Bucuria, da, și lămâia aia, chiar dacă e acră, să știți că are un efect benefic și pentru sănătate. Dar scoți bucuria, bucuria, bucuria. Oamenii vor să se bucure. Ne-am săturat și eu m-am săturat de lucruri. Știm că există lucruri negative. Știm că în fiecare societate sunt oameni care sunt setați să facă rău. Știm lucrul ăsta. Și tot timpul le facem reclamă. Aducându-i în față, ei se bucură. Chiar dacă așa sunt negativi. Așa este. Și reclamă negativ, asta este tot o reclamă. Da, le facem un bine. Ar trebui să ignorăm tot ce este rău. Și să venim la Diversity cu Patrice, unde se întâmplă așa un pic mai... Da. Pe asta e principiul meu. Să ignorăm tot ce e rău și să scoatem în evidență bucuria, alegria. Da, Mario, aș vrea să știu, de-a lungul timpului, care au fost aspectele... De-a lungul timpului meu? De-a lungul, bineînțeles. Care au fost aspectele care te-au făcut să continui și să continui și să iei de la început, deși erai pus în situații descurajatoare? Da, eu în fiecare zi vreau să renunț. Da, vreau să știu ce te face să nu renunți și... Ce mă face să nu renunți? Oamenii. Oamenii care știu că mă iubesc și așteaptă de la mine să fac lucruri bune și... Dacă nu aș mai face, știu că acei oameni pe care eu îi iubesc și ei mă iubesc, ar fi foarte dezamăgiți. Așa cum am spus, ești un pictor care pictează pe sufletul oamenilor sentimente de bine, da? Stări de bine. Cel puțin pe sufletul meu asta e pictat. Eu m-am simțit tare bine la Patio de Tango. Patio de Tango? Da. Oho, zi istorie frumoasă? Da. Frumos. Patio de Tango, mi-a plăcut foarte mult. Am intrat în seara, am fost... Da, aș vrea să știu cum ne modelează dansul, personalitatea și spiritul. Ce impact poate avea dansul? Nici nu realizez. Deja când ai făcut primul pas de dans, orice stil de dans, salsa, tango, vals, nu știu, devii mai bun. Nu ai cum. Eu am experimentat, de fapt nu am experimentat. Experimentul se desfășoară în timpul când predai sau când ai contact cu anumiți oameni. Sunt categorii de oameni care nu vor să danseze sau ar dori să danseze, dar nu știu și au un trac
au emoții, au nuvă, și atunci renunță la dans. Nu. Dar acea categorie de oameni care nu vor să danseze și nu au descoperit că dansul, pentru că este foarte sănătos pentru organism, pentru minte, te schimbă total, vezi altfel. Deci recomanzi dansul ca da, o pentru sănătate. Pentru sănătate și integritatea morală a unui om. Da. Sigur, da. Și dansatorii, foarte mari, artiștii buni, în general, nu numai dansatori, și actorii, și cântăreții de operă, și de operetă, în general, și pictori și tot. Toți cei buni au o anumită decență, toți cei care sunt buni și sunt valoroși, ei nu realizează când sunt valoroși, dar au o anumită decență pe care nu și-o impun, se nasc cu decența respectivă și, modestie, și lucrează. Da. Pentru că asta e viața lor. Lucrează acolo, pictează, dansează, își văd de treaba lor, cântă și tot timpul creează lucruri. S-au setat în lumea artei și acolo rămân. Și nu am timp nici măcar, deci mă întreb tot felul de lucruri, ci despre succes nu știu. Pentru că în spatele meu este o experiență extraordinară, o experiență vastă de viață, de showbiz, de tot ce vrei. Și mai am foarte multe de învățat și pot să-mi permit că nu știu nimic până la ora actuală. Nu știu, încă nu știu. Mai sunt multe de descoperit. Când voi afla secretul despre succes, despre viață, despre artă... Sunt multe persoane care vin să se înscrie la atelierul de dans. Sunt, acum am avut o perioadă când am lucrat cu foarte mulți copii, când am lucrat cu oameni în vârstă, cu tineri, dar acum am trebuit să renunț la cursuri pentru să mă pot dedica spectacolul, pentru că a crea un spectacol e foarte multă muncă în spate și nu ai timp să te dedici și cursurilor, și să creezi, și să stai să vorbești cu regizorii, să pui la punctul lucrare cap-coadă, să realizezi adică o poveste. Adică ești perfecționist și vrei să faci mai bine puțin și bun decât mult și prost. Pe principiul acesta oarecum, nu? Nu cred că... Nu știu dacă sunt perfecționist. Nu știu. Nu știu. Vreau să fiu un act teatral, coregrafic, tot vreau să fiu un spectacol bun. Nu știu ce înseamnă perfecțiunea, nu știu ce înseamnă multe lucruri, da? Probabil mai am timp să văd, nu știu. Mario, cu cine din lumea asta întreagă ai dansat un tango? Cu toată lumea, toată lumea. Dar nu ai tu o persoană așa, dragă ție sau? Dragă mie, soția mea. Păi asigur ai dansat cu Ramona. Da, dansez, voi dansa toată viața cu ea, cu Ramona. În primul rând, e un tango super, căsnicia. Nu am crezut, dar am descoperit. Adevărata căsnicie, să ai libertate, să poți să îți faci profesia, să poți să te miști oriunde, să călătorești, să poți să, și, să fii așteptat acasă, cum bună seara, să îmbrățișare, sau când sunt plecat, sau este plecată soția. Atunci să ne spunem, să spui ceva, ceva, acel, ai nevoie de ceva, acel ceva, să spui, te iubesc. Da, spune-mi care sunt 5 dintre lucrurile care te fac fericit. Unul tocmai mi l-ai spus. 5? 5, dacă vrei mai multe, cu drag, zi mai multe. Tot ce mă conjoară mă face fericit, tot. În afară de dans. Asta e. Dansul e o... M-am dedicat dansului pentru că îmi place foarte mult. Dansul îmi place. Da, hobby-ul tău a trebuit o meserie. Tot îmi place. Viața, în general. Viața, îmi place foarte mult viața. Și... pare rău că treci așa repede. Îmi place. Tot îmi place. Un dans super viața asta. Da. Ce-ar vrei să plângem? Putem să și plângem. Eu tot timpul m-am ferit și de față de colegii cu care lucrez și asta când... Da, Mario, spune-mi dacă... Când am sentimente puternice, când simt ceva că un act artistic e foarte bun, atunci curg lacrimile.
Da, să înțeleg că faci cu pasiune, cu drag, cu implicare, da. Asta și, și mă bucur. Cu siguranță asta îți dă forță să mergi de fiecare dată mai departe și să duci la capăt cu succes și cu foarte multe aplauze fiecare da. Show pe care îl realizezi. Da. Aș vrea să știu dacă ai un loc preferat aici în oraș. Da. Da, care? E un loc foarte frumos, e privat, unde voi locui, pe unul cu soția mea și cu... unde o să-mi primesc prieteni și un loc extraordinar. Locuința ta. Da, e total diferit. M-am dus, am încercat și am realizat să respect un arhetip de familie, o casă, să realizez o casă, să fac ceva frumos și mă simt acolo ca în epoca medievală, cu cală în curte, cu plante, cu casă, cu stuf, cu piatră, cu lemn, total diferit de ce au zis. Îmi place foarte mult. Și acolo să mă retrag. În curând. Asta mi-a venit în minte să spun acum. Că multe locuri, am fost în multe locuri, mi-a plăcut foarte mult. Nu mai călătoresc cu avionul, mi-e frică. Și... ai vreo țară preferată, favorită, care ți este așa... O să se pară, am fost în foarte multe țări, dragii mei, am călătorit foarte mult. Și puteam să rămân, nu are rost să enumerez, pentru că eu nu mi expun viața privată, dar puteam să rămân unde vă închipuiți voi, sau unde ne închipuiți mai bine, dar vă spun că îmi place la Cluj. Foarte mult îmi place la Cluj. Foarte mult. Bă. Deci îți place să călătorești, dar oriunde îi merge lume, revii tot timpul la Cluj. Da, îmi place foarte mult la Cluj și am luat o hotărâre care mă face foarte fericit să rămân aici, la Cluj, că îmi place Clujul. Oamenii sunt foarte decenți, oamenii sunt foarte buni și iubesc. Pe clujeni iubesc foarte mult. Da. Ce să spun? Asta am simțit să spun și asta cred și nu îmi schimbă nimeni părerea despre Cluj. Mario, să ne întoarcem un pic așa în trecut, în copilăria. Desea asociem copilăria cu o senzație, cu un gust, cu un anotimp. Spune-mi dacă tu ai un gust cu care asociezi da. Copilăria. Uite, eu am scurțișoara, de exemplu. Da, când simt miros de scorțișoară, mă gândesc la copilărie. Da, foarte interesant. Ai abordat așa. Subiectul ăsta. Ai abordat un subiect extraordinar. Cu ceva ani în urmă, mulți ani în urmă, dar o să fac timp să scriu cartea, se numește Mirosuri. Da, super. Să știu gustul și mirosul de la soarele de vară, de unde copilăream eu, pe prispa casei de lut sau casa respectivă făcută din pământ sau cum era făcută acolo, simt mirosul soarelui, gustul soarelui, căldura aia care te inundă de la soarele de dimineață, că așteptai să se un pic mai rece, după aia stăteam pe prispa acolo și simțeam cum se încălzește și corpul, și prispa, și casa odată cu mine, și stăteam să se încălzească. Și tot felul de... și gustul mâncării de acasă. Gustul care nimeni nu uită ce mâncam. Un gust special de pâinea pe care am învățat-o să o fac de la maică. Mi-a gustul pâinii. Și fac și o pâine așa cum da, și fac. Bunica mea făcea pâine când mergeam da. În vacanțele mirosea toată lumea. Făcea pâine da. La first, știi, la cuptorul da. Acela clasic, pe un fund de lemn și cu roșii înăuntru și așa. Era excepțional. Așa, la mai în curte venea foarte multă lume și aveam și maica mea, mămica mea, chema sultana, făcea pâine pe jar, făcea pâine în diferite vase și aveam un cuptor imens, unde acolo băga în cuptor, după ce îl încălzea foarte bine, pește, da, da, pui, partea de pâine, sud, de toate. La granița cu Bulgaria, așa se numește țăst. Acolo se numește țăst. Da, țăst, da. Tot pâine, nu? Da, tot pâine și eu cred că pâinea miroase la fel peste tot, dacă o faci cu inimă bună. Mai ales place să gătești. Da, îți place mult, se vede.
Da, nu te-am întrebat dacă îți place să mănânci. Am uitat îmbrăcat în negru. Dacă îți place să gătești, nu știu. Îmi place extraordinar să gătesc. Îmi place și nu mănânc niciodată singur. Și un secret în arta gătitului este să nu gătești niciodată sătul. Pentru că nu, mie cel puțin nu-mi iese mâncarea. Și gătesc masiv pentru foarte mulți prieteni. Ce-ți place să gătești de obicei? Ai ceva preferat? Îmi place să, ce-mi place să gătesc, tot. Nu există asta. Tot ce gătesc este bun și toți care ne urmăresc acum poate să confirme pentru că au mâncat cu mine la masă și nu sunt 2-3, sunt sute. Sute, mii. Uite, ca să te credem pe cuvânt, într-o zi vom veni la tine și să gătim împreună. Ce zici? Da. Apropo de gătit, Patricia, anul trecut, acum 2 ani am înregistrat la OSIM, voi avea o emisiune sau se numește Dancing in the Kitchen. Înregistrată cu Mark. Adică și dansăm și mâncăm în timp ce facem pauză, după aceea dansăm la loc asta, pentru caloriile. De ce am dat? Mulți m-au întrebat ce fac Dancing in the Kitchen. E ca și cum, pentru că bucătăria, dacă o faci cu pasiune, e atât de ușor, e ca și cum ai dansa. Pentru da. Mine să dansez e foarte simplu, pentru colegi, pentru mulți care au lucrat cu mine, am demonstrat că se poate dansa și e foarte simplu. E exact cum Dancing in the Kitchen. Like, you fly in the kitchen. E foarte foarte ușor să gătești. Și dansăm și cântăm și mâncarea este delicioasă. Eu cred că sună bine, tu ce zici? Da. Avem invitați, mai dansăm, dansăm, mâncăm, exact cum e în viață. Dancing in the kitchen. Bun? Da, sună bine. Și eu aș veni. Bun. Ce nu vreau să fii cu mine acolo să gătim? Da, spune-mi ce ai mânca la nesfârșit. Dacă ai un aliment sau o mâncare pe care ai mâncat-o la nesfârșit. Fasole cu costiță. E o salată de vinete. E bună, dar salata asta de vinete poți să putem aprofunda. Desigur. Știi cum fac salata de vinete? Da, uite, dă-ne o rețetă. Vrei să dau o rețetă? Salată de vinete a la Mario. A la Sultana, că maică mea făcea. Se coc vinetele în jar. Jarul nu trebuie să fie... Jarul trebuie să fie ars definitiv și să rămână un pic alb așa, dar rămâne temperatura, să nu afumăm vinetele. Da. Se arde jarul bine, bine de tot, cărbunii, da? După care se coc vinetele în jar, lasă să se scurgă, le curăți, ți-ai un vas cu apă rece, să nu te frigi la mâini. Deci nu să stăm la casă și să avem o curte, că altfel... Curăți vinetele, da. Le lasă să se scurgă de, este o zeamă, așa? Le lasă să se scurgă un sfert de oră, 20 de minute, după care se taie ceapă, separat, și le amesteci cu o furculiță mai mare, să poți mixa bine, pui un pic de sare și ulei de măsline. Atât. Nu le bat. Da. Niciodată. E o nebunie. Eu m-am apă în gură deja. Da. Cum am descrie traiul de aici, de la Cluj-Napoca? Foarte frumos. Foarte de ce? Cu oameni cu bun simț. Oameni cu bun simț. Asta e foarte simț. Oameni cu bun simț și se... Dacă ați observat în Cluj, pe zi, dacă auzi, eu cel puțin sunt în trafic tot timpul, foarte rar mă claxonează cineva. Dacă mergem în alt oraș, se vede ce se întâmplă. Adică totul este tehnic. Da, e cât de cât tehnic, mai e de lucrat la mentalitatea oamenilor, pentru că mai sunt, vin din alte orașe și totuși vin cu un alt temperament, nu sunt învățați cu temperamentul liniștit și cu așa și atunci ei încep să... Dar se liniștește ei cu timp. Dacă reușesc să stea o lună, două, după aia nu mai pleacă din Cluj și se liniștește, se vedește să dai prioritate la cineva, să ajungi pe cineva, să poți coborâ din mașină, să iei pisica sau cățelul din fața mașinii, nu? Și toți ne ajutăm. Deci ăsta e Clujul. Ăsta-i Clujul. Adică practicile și bunele maniere sunt exersate în fiecare zi, fără ocazii speciale aici la Cluj. Sunt exersate... Păi interesate de cei care vin, pentru că cei care sunt de aici... De practică zilnic. Ei sunt născuți așa, cu bun simț, să nu deranjeze unul pe altul, să aibă grijă să trăim așa, în bună conduită. Nu? Zici bine așa? Da. Să trăim liniștiți,
Da, și prezența fiecăruia să nu deranjeze pe nimeni. Da, și ceea ce e frumos că înainte de a lua o decizie, evaluăm ce se întâmplă și știu sigur că cei din oraș se fac așa, își dau seama de persoană, 90% dintre noi, ne dăm seama cu cine avem de face și atunci evaluăm un pic și stăm și gândim și mai spunem, nu, acum stai să vedem ce facem, nu, ringe, nu. După aia, ori acționăm, ori nu acționăm și se aplanează situația, știm să ne cerem iertare sau scuze când greșim, asta e cel mai important. Și un lucru extraordinar, să știi să ceri scuze. Să știi să planezi o situație. Asta e... Da, să nu fie ignorat. Da, și să nu-ți pierzi omul de lângă tine. Cer iertare, mai trece un timp, cum am observat aici, mai trec, se ceartă ceva oameni, se ceartă, dar trece o lună, trec două luni și se îi revezi că se întâlnește și se ce faci, te bine, fără nimic nu s-a întâmplat. Așa se întâmplă atunci. Lucruri trăite de mine. Aspecte din viață trăite de mine și văzute concret. Și oamenii așteaptă să treacă timp, ce nu, lasă să mai treacă un pic de timp. Că totul va să fie bine. Și așa este. Da. De, am fost invitat de curând sau ceva timp în urmă sunt invitat să plec din ora să mă duc. Nu pot, nu mai pot ieși. Mai plec, dar mă reîntorc rapid. Se face dor. Da. Nu pot pleca. Am fost invitat la București. Nu, am refuzat. Nu pot. Nu mi-e frică, dar nu e bine așa unde sunt aici. Ai un gol, ai un sentiment de pierdere de fiecare dată când lași Clujul, probabil. Da, mă întorc acasă, chiar dacă nu sunt născut aici. Mare, dacă ai avea ocazia să te întorci în trecut sau să mergi în viitor, ce ai alege? Să merg în trecut? Da. În ce perioadă ai vrea tu? Perioada de viață? În trecut, da, sau în viitor? Păi în trecut aș alege perioada renașterii. Așa? Vreau să-l cunoști pe... Fantastic! Ce acolo mulți! No, și m-aș duce un pic în Florența, m-aș duce peste tot unde sunt, nu? Și l-aș lua perioada renașterii, l-aș lua cu mine pe Brâncuș. Dar contemporan, adică în perioada că l-aș lua cu mine pe Brâncuș, să stăm un pic acolo. Ramona, să nu te superi? Da. Da? Să nu se supere? Da, la Brâncuș. A, Ramona, n-am întrebat-o în ce perioadă. Are și ea, probabil că are și ea alegerile ei, nu știu. Dar cred că m-ar urmări, ar veni după mine. Ar ajunge înainte mie, că ei place să călătrească cu avionul. Și mă duc pe jos, ar alege atunci viitorul. Aș duc... Ramona? Da. Nu cred. Uite, dar știi de ce mă urmează Ramona? M-ar urma. Nu. Că știi că fac tot timpul prostii. Și atunci vine pe mine și mă regrează. Îmi spune acolo la carte ce femeia trebuie să-și urmeze bărbat. Dar de ce? Că, na, suntem mai alunecori, mai alunecăm pe alte parte. Și atunci femeia vine, îl urmează și spune, bă, stai un pic, acolo. Ne îndreaptă pașii. Da, deci de femeia are rolul de a centraliza. Da, orice am spune femeia are grijă de noi. Oricât am crede că noi suntem zeii pământului, conducătorii, terei, universul. Da. Nu. Probabil pe mine. Vezi, de asta cred că te plac femeile, pentru că spui lucrurile astea. Mă plac femeile? Păi cred. Acum, la 109 kg. Păi cred. Da? Mario, ai o aplicație favorită? O aplicație? O aplicație, da. O aplicație, vorbești din domeniul... De telefon, de tehnologie. Tehnologie? Păi, da, o aplicație favorită. Da. Știi ce? Sim. E o nebunie totală. De ce? Cu Facebook. Facebook-ul ăsta dă dependență. Mulți în Italia sunt în spital. Da? Serios. Pentru culă de dezintoxicare. Îmi place că aflu lucruri noi. Da. M-a ajutat foarte mult Facebook. M-a ajutat și mă ajută Facebook în profesia mea și mă ajută foarte mult compania. Am renunțat să... De mult nu mai pun afiș în oraș. Dar depinde de dozajul cu care folosim toate lucrurile, nu? E așa. Da. Dar îmi place Facebook. Aflu lucruri noi, imediat le... cât pot ști eu să umblu cu tehnica, nu prea le... M-a învățat directoarea de la noi, Vicky, să... Cum să mai apes pe butonul, cum să mai vadă, dar... Și când am probleme, imediat o sun, o trec.
Și atunci, da, da, Dori de Lovichi am citit, să știi cine e Vichy, Victoria. Bineînțeles, o salutăm și pe ea. Dacă e discuție liberă, poți să, nu? Păi cum să nu, o salutăm și pe Vichy, cu mare dragă. Ea e acolo la noi, Vichy e director de PR, manager, realizează video, montaj, vinde bilete, muzica, selectează muzica, pune muzica, adună pe oameni, face castingurile. Și tare rău că nu mai poate să... Am încercat să mai aducem ajutoare, dar nu se descurcă. Pentru că vin, stau un pic, stau, văd că nu au pasiune pentru ceva și atunci renunță. Și atunci se descurcă singură. Mulțumesc, Vichy! Da, iată, pasiunea, așa cum am zis, trebuie urmărită ca și cum ar fi ultimul autobuz al serii. Și cine nu face asta, se simte. Mario, ce alege? Fotografia clasică sau selfie-urile? Clasic. De ce? Artă. Artă. Da, acolo. Sunt de acord, subscriu. Da, și eu subscriu. Mario, mă bucur. Vreți că... să te întreb și ultima? Întreabă-mă, cu mare drag și eu vă spun întrebări. Uite, până te gândești îți place, la... Văd că îți place foarte mult, da. Îți place televiziunea. Da, chiar îmi place. Și să ai, contact cu oameni faini, oameni faini, valoroși. Da. Nu ca mine, că sunt alții mai valoroși. Eu sunt un om pe aici și eu. Dar sunt oameni valoroși, care tu dorești să ai, să vrei să înveți tot timpul și câte ceva. O experiență faină a fost cu tine la scenă când ai fost la noi și ai luat interviu și ai vorbit cu argentinienii. Da, am văzut emisiunea Miercuria trecută. Ai vorbit cu Silvia. Da. Cu dansatorul. Cu Laura. Cu părul lung, da. Și Axel, nu? Da. Cu trei argentinieni, da. Veritabil. Doi dansatori de tango și Silvia Funes, care doresc să o aduc din nou în concert. O să aflați în curând. Ea oricum a spus că este ca și acasă aici, deci cu Silvia. Așa a zis, da, așa a zis, că de 15 ani are o prietenă și de fiecare, da, dată revine cu mare drag. Prietena respectivă nu e oricine. Prietena respectivă este Arona, o cheamă Arona Bogdan și o cântat, da. Este sopran și o cântat pe cel mai mare scenă din Europa. Da, și s-a cunoscut la Viena. Știi că da, s-a cunoscut. Da. 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 Și acum Arona e în Cluj, o salut și pe Arona. Valoroasă. Un personaj valoros în viața culturală a Clujului și sper să o vedem cât mai mult pe scenă. Cântă foarte bine, o voce extraordinară. Așa, și ce vreau să te întreb? Vrei să-mi adresezi o întrebare? O întrebare? Da. Pe cine iubești cel mai mult? Pe mama mea și pe mine. Da, mulțumesc! Așa, eu propun, Mario, tu ai făcut foarte multe lucruri în tot acest timp, dar propun să urmărim doar câteva imagini din întreaga ta carieră. Da? Rog regia să difuzeze imaginile. Să-mi spui ce vedem aici. Aici sunt cei de la Papillon, în o echipă extraordinară. Aici e Anda și cu Steffi. În Nikita în tango, aici e Matei și cu Denisa, foarte bun dansator, Matei este acum în Basel, aici actorul Emanuel Petran cu Diana Roșca, aici finalul de la, dar trebuie să, poți să lași mai încet regia, să lași mai rar. Sigur e difuzat după aceea. Ok, prieteni dragi, aici din Nikita în tango, Andra, Kingo, Rareș, Sergiu, nu pot să uit, niște oameni extraordinari. Din Nikita în tango, premiera, dar primul spectacol dat național. Aici este Alexandra Curareș, în Nikita în tango. Alexandra e undeva în Anglia, trebuie să se întoarcă acum. O balerină extraordinară, vedeți ce picioare frumoasă, ce femeie frumoasă. Și Rareș, un dansator extraordinar în Anglia acum. Acolo pe fundal Diana Roșca cu Sergiu, se recita din Nikita Stănescu, pe tango argentinian, un spectacol superb, sper să-l reluăm, ok? Aici Emanuel Petran recita poezia Motamu, extraordinar. Cei care au fost la spectacol, deci aici Kingo, Moni, Andra și Anda. Foarte, iubesc foarte tare, niște oameni extraordinari. Am lucrat un spectacol cu ei.
era și Emanuel, Emanuel Petran a fost în pum, extraordinar. Nu. Ok. Sunt multe poze, așa sunt, ia, mergem mai departe. Uite așa arată sala când avem noi spectacole. Din totdeauna, așa arată. O sală superbă, o sală fantastică. Așa arată. Cu oameni buni pe scenă, oameni care transmit emoții celor de acolo care îi vedeți. Da, și cei care sunt prezenți, tot timpul vor să revină. Da, vor să revină și tu vezi, Patricia, că avem valori. Aici au un efect extraordinar, efect scenografic, cu acordeonul ăsta care l-a făcut la Camelia Hâncu, o regizoare care lucra cu ea. Și acolo, de desubt, e un Demeter, un jonglor de păpuși. Aici Ștefi cu, vedeți, Atila și Ovidiu, doi băieți, care au lucrat la Cirque du Soleil. Ei fac body percussion, cel mai bun dansator de body percussion din lume, după părerea mea. De aceea au fost și selecționați la Cirque du Soleil și au lucrat o perioadă acolo. Atila a lucrat, Atila Santo a lucrat mult mai mult acolo, ani buni, bineînțeles și cu Ovidiu, el a stat o perioadă mai scurtă. Ovidiu Toti. Aceeași, tot din Nikita and Tango, iarăși Emanuel Petran, îl iubesc foarte tare pe actorul ăsta, acum este director de la Teatrul de Păpuși, Teatrul Puc. Un efect extraordinar realizat cu acest val, făcut de un prieten de meu, valul făcut de un prieten de meu, Stanciu de la Galați, el a putut să ne facă imensitatea asta de val și am coborat de acolo, vedeți, de la ultimul etaj, coborat pe... A fost o surpriză extraordinară pentru spectator, nu se așteptau la așa ceva. Să vezi așa imagine, realitate pe viu e ceva incredibil, cu niște lumini care cădeau pe... Erau ca o apă care se revărsa, iar... Ce să spun, a fost un succes foarte, foarte frumos și vreau să iau, dar problema este că vin dansatori, facem două, trei spectacole, pleacă, vin alții, în continuu trebuie să fac casting-uri, să adun oameni buni și foarte, foarte greu găsesc oameni. Că dansatori sunt foarte buni, dar... Înseamnă că este o pasiune superficială și nu... Asta nu au constanță. Da, se face profesia asta, o parte din ei fac pentru că se gândesc cât să câștige, cum să câștige, e și normal ca să-și facă un trai bun, dar sunt și oameni foarte rar care depun pasiune și sunt oameni care mă pot înțelege și nu sarcal, adică nu exagerează și mă ascultă și facem un tot unitar. Deja când lucrez, sunt colegii mei când lucrez cu ei. Oameni din ăștia caut, cu caractere frumoase, cu bun simț, cu... Mai greu. Da, să revenim în studioul TV. Am revenit în studio, da. Da, uite ce frumos, ce imagini frumoase. Da, ai imagini și niște amintiri care eu îmi dau sâmbetul pe acum 4-5 ani cu spectacol extraordinar și sper să le luăm. Și mai sunt, de atunci am făcut... Întreabă-mă tu, că pe mine nu mă oprești dacă... Ce spectacol ai mai făcut? Da, ce spectacole ai mai făcut și două minute vreau să vorbești despre proiectele tale viitoare, da? Pentru că mai multe o să dezvoltăm într-o altă emisiune. Da, da, le iau așa, că știu că o să mai faceți, mai tăiați la montaj ce mai faceți, dar stau liniștit că va ieși bine. Totul. Secția de dans și secția de teatru. Nikita and Tango, Visii de arte, cu Arona Bogdan și cu, au fost acum ceva în urmă, Raul Funes, a fost, e a doua oară când vine Raul Funes, cu Dance in Motion, cu trupa de balet. După care am avut evenimente mari, am înființat la Cluj Festivalul de Magie. A fost și prima ediție a fost la teatru, a doua a fost pe stadion. Aici. Secția de teatru. Nu te pune cu Îngerii, dramatizare de Flavius Lucăcel în regia lui Cristi Nedea. O lucrare extraordinară, cu niște actori superb. Vorbesc de Adrian Cucu, vorbesc de Bob Rădulescu, vorbesc de Ramona Dumitrean, vorbesc de...
Nu, o distribuție destul de Manuel Petran, după aia tot la secția de teatru, ta chiar că și cadă. Da, sunt ai fost? Da, 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 bineînțeles. Nu spuneam câteva cuvinte despre... Nu cred că am fost. Nu, spuneam câteva cuvinte, nu? Nu cred că am fost la ta chiar că și cadă. N-a fost. La... Nu, probabil că ai fost la Nu te pune cu ungerii sau Viorița Reloaded. Și știu despre ce e vorba. După care este așa, bine, aia o altă lucrare superbă, cu Ovidiu Crișan, cu Matei, actorul de la Teatru Național, cu Radu Lărgeanu, cu Cicicu, noi spunem Cicicu, cu Cocoșatul la Notre Dame, în regia lui Cristinele. Doamne, ce-a putut să fie? Ce-a putut să fie acolo? După care, am avut de curând, că le iau așa, sunt multe. Aleatoriu, da. Pace de tango cu trupa din Argentina, Raul Funes, Silvia Funes, Daniel, chitară. Da, care iată au trecut ce anul ca să fie aici, alături de noi. Și vor veni iar. Vreau un concert, doresc să realizez un concert cu Silvia Funes, cu un voce, zice, voce extraordinară. Da, acesta este unul dintre proiectele tale viitoare. Da, și mă interesez, vreau să mă interesez dacă putem folosi muzica lui Cezar Evora, dar vreau să facem în frumoasa amintire a Cezare Evora, piese cântate de Silvia Funes, piese argentiniene, piese din repertoriul lui Cezarei Evora. Și așa, multe spectacole, turnee am avut în țară, am avut succes. Mario, eu mă bucur din toată inima că ai fost prezent aici astăzi în studioul TV Cluj-EM și am reușit să te cunoaștem și mai bine și din alte puncte de vedere. Te mai așteptăm cu mare drag. Vreau înainte de asta să transmiți un gând celor care urmăresc Diversity cu Patricia. Să fiți voi, dragii mei, să iubiți, să nu vă feriți, să vă scoateți dragostea în față, să nu vă opriți lacrimile când aveți emoții. Să fim noi înșine, să ne respectăm unul cu altul, să putem trăi în Cluj decent și frumos. Și să vă invit la spectacol de la Marea Dansa Tirea. Nu spun asta ca reclamă. Vă spun în numele spectatorilor care au fost, de atâția ani vin la spectacolele noastre, să nu pierdeți evenimentele noastre. Vă transmit să aveți inimă bună și multă sănătate și să vin sărbătorile acum, perioadă extraordinară, să nu ne claxonăm în trafic, să lăsăm nervii deoparte, să ignorăm prostia și să ne îndreptăm cât mai mult spre lucruri frumoase, să avem inspirație, să putem realiza lucruri frumoase în continuare și să ne iubim. Asta cu iubirea o zic tot timpul, să ne iubim, să descoperim iubirea de noi. Și sunt multe lucruri de spus. Și mai aveam noi motoul companiei, este așa, dacă greșesc, după aia vedem cum facem. Da. Să facem o pauză, să vedem cum... Da. Că nu l-am mai folosit de mult. Și nu ne ia mult să... Este... Motoul companiei noastre este așa... Talentul nu se inventează, este darul creației divine. Noi ne ghidăm după un motou și sună așa. Talentul nu se inventează, este darul creației divine. Deci te naști sau nu te naști cu anumite talente care trebuie puse în valoare. Mario, eu sper că te-ai simțit bine astăzi în emisiunea mea și te mai aștept cu drag cu noi proiecte. Vreau să mai vin. Ok, mă bucur. Vreau să mai vin. Sunt atras, foarte atras de oameni frumoși și mai ales de femei frumoase.
Mulțumesc foarte frumos pentru compliment. Pe această cale și în acest ton pozitiv, da, vreau să închei emisiunea de astăzi prin a mulțumi celor de la The Three Gentlemen. The Three Gentlemen Men's Club și nu în ultimul rând Headline Studio. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit să urmăriți în continuare emisiunea Diversity cu Patricia, pentru că aici vin doar oameni frumoși, pozitivi și care aduc un aport bun dezvoltării și înfrumusețării Clujului. La revedere! La revedere!